Câteva săptămâni în urmă, Partidul Democrat mi-a propus să fiu prim-ministru al Republicii Moldova într-o coaliție de centru-stânga. Împreună cu democrații și cu comuniști. Poziția socialiștilor a fost pusă foarte clar. Noi nu facem coaliții cu oligarhii. Cu cei care au furat miliarde. Propunerea a fost făcută inclusiv și de primele persoane. Și atunci am fost preîntâmpinați că o să fie consecință. O să vedeți consecințele. Și aia ce fac ei, încearcă să ne distrugă Partidul Socialiștilor. Eu vreau să-i transmit lui Vladimir Gheorghevici și la toți ăștia din Partid Democrat. Noi nu ne culcăm sub voi, băieți. Credeți că așa cum au făcut Filat și Voronin și voi mă-i controlați complet, așa va face și Dodon și socialiștii? Socialiștii nu vor face coaliții cu oligarhii și nu se vând la Plăhătniu. Da, voi puteți să loviți în noi. Puteți să presați oamenii, puteți deschideți dosare penale. Dar noi acest lucru nu vom face.